Verdeamul 4 și nu 4, nu? Da. Păi am zis, cu ce motor vrei să scoți timp mai bun? Cu anul 4 sau cu anul 4? Ok, Harry, am ajuns la finish. Ai o câți mașini rapide au ajuns? 405 de ore de concurs pentru top. Ce ai iluzare la mașinile de Bilbo 9? Așa. Aveau evacuarea prin tavan și puteau așa, știi, ca castorul. Da, no, el la... A să văd că e elegantă, vezi? Uite în spate la roata dreapta spate, vezi? Aha, 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 aha. Da, ai văzut, n-ai ok, aia la motorul spate. Zici că vin structe. Poate asta e doar la motorul spate. Ia caută pe aia de față. Hai cu el! Nu? Te bași cu el? Îl lăsăm singur? Ok, are bai! Hori, e bai? Hai, bai! Hai de top! De forța linia! Forța ragazzi! Multă atenție acestei mașini! Mare, mare atenție! Două motoare! Bază spate! Uitiți-vă cât de bine sunt sincronizate motoarele alea să accelereze în același timp și o schimbe treptele de viteză. Ce mașini vedeam din motor, de obicei, din trei, pornit, una ora ta, deci nu se sincronizau. Am înțeles una. Pentru primul proiect în România, eu zic că e un succes. Având în vedere că deja are un timp de 10 secunde. Foarte bine pus. Da, da, bun.